Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, astăzi este luni, începem în forță cu continuarea proiectului nostru, adică suntem la etapa de a face șanțurile pentru instalația electrică. După cum ați văzut în intro, am început deja să fac puțin praf, dar ce să fac, asta e. Vreau până la ora 1, când pot să fac lăjie, să încerc să finalizez și pe jos de rupt ce am rupt săptămâna trecută. De fapt, ce am tăiat șanțurile și să le rup. După aia voi merge după materiale. Rămâneți aproape. Dragilor, ce o să fac, o să bag două ciocare, cum se zice, în cealaltă parte am alt prelungitor cu flexul. Între timp ce se aerisește acolo bine, dau cu demultură aici, fac șanțurile pe jos.
Pornind la aproximativ la ora 11, da, am început să rup peste tot, deci tot ce aveam, toate șanțurile făcute, acolo am modificat cum trebuia. Mai am bucățica asta, aici am săpat puțin pentru doza principală și am început să rup și pentru calorifere. Între timp, până să mai liniștese praful pe aici, vedeți, tai și mă duc în cealaltă parte la rupt. Aici la fel va trebui să tai așa drept și să duc acolo, o să pun o doză principală care vor coborâ și acele doze, dintre care una e direct, se va duce pe hol. Este televizorul, va fi pe aici pe undeva. Da, mă bag să continui, să vedem cât pot să fac până va trebui să mă opresc, că știți, trebuie să respectăm orariul de liniște. După cum v-am zis, dragilor, aici am nevoie să mă duc cât mai jos posibil cu instalația termică. De ce? Pentru că pe aici va trebui să treacă și instalația electrică deasupra și nu vreau ca să ne intersectăm, vedeți? Aici avem aproximativ 6 cm, numai bine încape două țevi. Adică instalația termică și dacă va trece pe aici pe deasupra, cum o trece instalația electrică, să nu ne deranjeze, să avem probleme cu nivelul. Ăsta e procedeul care trebuie să-l facem. Am ajuns la aproximativ ora 13, cam gata, dragilor, o să merg după materiale, dar nu înainte să vă arăt ceea ce am reușit să fac. Deci, în principiu, și camera asta este terminată doar cu tăieturile, acolo la fel așa, avem doza, mai am doza aia de tăiat, doza principală, asta e pentru calorifere, va trebui după aia să rup. Avem aici la intrare priza și întrerupătorul și aici în dressing n-am apucat să fac decât intrarea, priza și întrerupătorul jos. În schimb, în această parte este totul în regulă, acolo da, am făcut în cealaltă parte, se mai întâmplă. Este tot în regulă, am făcut și pentru doza mare, mai trebuie acest șans mare de săpat și decât acolo partea de jos. Dar în principiu este decât de făcut curățenie, nu o să fac curățenie acum pentru că nu am timp, trebuie să merg după materiale. Când mă voi întoarce, vedem ce timp fac, adică va trebui să urc și materialele sus și dacă am timp o să mă dedic cu curățenie. Dacă nu, mâine încep în forță cu ruptul. Și
timpul de liniște, atunci o să mă fac să fac curățenie, pot întinde țevile de calorifer, etc. Haideți că mergem după materiale. Dragii mei, m-am reîntors, este aproximativ ora 18, da, am făcut destul de târziu. Am mașina full opțional, plastic verde, tot ce trebuie. Asta e țeava care ziceam că e cea mai bună pentru instalația electrică, țeavă Copex, țevi de calorifer de 15 tur și retur și avem tur și retur de 22. Da, am luat și niște tencuială de la Primus ca să le acopăr niște... Asta cum îi spune, niște Ipsos pentru dozele. Am luat și tablou electric, dar mă refer numai la dozele care vin îngropate. Atâta. O să încerc să le car pe sus. Am ridicat materialele sus, cu toate că afară ușor începe să însereze, dar am vrut ca să le ridic măcar pe astea care sunt mai importante. Am rămas saci de tencuială, vă dați seama că am luat o tencuială de la Primus ca să pot să, una puternică, ca să acopăr șanțurile după ce voi îngropa țevile de calorifer sau țevile Copex, voi da cu acea tencuială super. Și cam asta e, avem țevile pe pereu, acolo este cutia de la distribuitor, țevile de cupru, țevile Copex, sunt cele care v-am zis de la Jevis, made in Italy, foarte groase, foarte calitative. Tablou electric, vedeți, numai doza ce va veni îngropată și capacul voi avea grijă de el ca să rămână ca lumea și doze la greu, sunt foarte multe aici, cu dozele principale care vor veni, știți foarte bine cum lucrez eu. Dragilor, mâine o să vă prezint ceea ce am cumpărat astăzi cu lux de amănunte, acum credeți-mă că este timpul să fug acasă. Vă mulțumesc frumos pentru că mă urmăriți. Astăzi am avut mai puțin material, dar am mers mai mult de jumătate zi ca să pot să recuperez ceea ce îmi trebuie ca să am front de lucru mâine. Continuăm cu ruperea și cu siguranță poate începem și cu montajul de instalație termică, adică pentru calorifere. O seară frumoasă vă doresc la toată lumea. Ne vedem mâine.